Nu vreau să am nimic care să mă oprească să fug atunci când e nevoie. Poliția! Aruncă arma și mâinile sus! Comisare Costuiu! Nu trageți! Bebe Udrea, măcelarul. Îmi place să zdrobesc capul. Te fac salam și te dau feliat la bufet suedez. Vreau să intri în casa lui. Vreau să stai cu el și cu familia lui zi și noapte. Vreau să nu poată să fac o mișcare fără tine. Tu ești arma mea cea mai periculoasă. Uite-te bine la mine, măcelare. De mâna mea mori. Nu mor caii când vor câini, fetița mea. Să n-ai parte de fata ta aia frumoasă. Să te toarne la gabori pentru toate crimele pe care le-ai făcut. Comisarul Costoiu, avocat Vera Maximilian sunt. Am aici ordonanța de eliberare pentru clientul meu. Eu cred că tu n-ai înțeles exact care e poziția mea aici. Nu, dar să știi că am vreo 3 propuneri de poziții dacă tot insiști. Apuși. Mai e și gabor de utilitate. Vino cu mine. Probleme? Șerifilor! E mort? A zis tătuțul să nu fie cu mortăciune. A curs din el ca dintr-un porc înjunghiat. Acum am aici cum o vrea Dumnezeu. Tătuți vrea Dumnezeu! Și ți-a zis cum vrea! Mai bine mi-l lua atunci. Că nu mai am apucat să-l iubesc. Și să-l plâng toată viața. Tu, dacă ai fi eu, te-ai ierta? Nu m-aș ierta, tătuț. Dar tu ești mare și bun. Noi suntem familia. Și mai multă nu ne trebuie niciodată. Va trebui să te mulțumești cu mine astăzi. Tata s-a trădat pe el. A trădat-o pe mama. Și a trădat familia. Dar nu l-a trădat pe măcelarul. E sigur, tătuțu. Mă jur pe viața. Era sclav. Și a murit ca un sclav. Tu ești sclav? Să-mi puteai că tu, Tudore. Ești și tu loial? Gata. Gata. Se pare că seamăn mai mult cu el decât cu tine. Poate ar fi timpul să accepti ideea asta. Recepție. Îi dăm drumul. Toată lumea în arestul capitalei. Hai acum, mișcați-vă! Hai, hai, hai! Sunteți frați de același tătuț. O să faceți treabă bună amândoi. Păi, de ce zici așa? Ce, nici asta nu-ți convine, Sorio, nu mai am alte variante. Retrage ce ai spus! De ce vorbești așa cu mine? Cu ce ți-am greșit? Am material bombă despre clanurile mafiote din București. Nu cred, domn comisar, asta e o amețită care e pozat din boscheț. Amețită? Asta este presa, Davide! Hai, poliția! Îți jur că rezist mai bine la ideea că ești pe mână cu măcelarul decât că te-a prostit în halul ăsta. L-ai încoronat regele mafiei din București pe măcelarul.